pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Grupul
de acțiune locală, Valea Cotoșului Bacău. Deci e vorba de atragere de gaură cu Onești, atragere de fonduri europene. O formă mai simplificată, nu înțeleg așa. Exact, în care trebuie să dau pe comună. Dacă sunt înscrie la comună. Dacă mai prindem ceva investiții de gaură ăsta, suntem în discuții despre că tot dar am prins și o să mai prind. Și avem depus acum. Mulțumesc. Avem asfaltări lăsate depuse la gaură. Trei străzi din căiți. Foarte bine. Dacă tot dăm, atunci să se cere. Am zis trei străzi din căiți, nu căiuți, trei străzi din căiuți, sau. Am dat comun. Să le întoarcă. Da, știți. Da, mulțumesc, domnule. Eu... V-ați zis la până? Nu. Domnul Marius spune că trei străzi în toată comuna, deci nu special statul cu el sau. Dar, până acum, toată comuna n-a prea fost în toată comuna nimic asfaltat, decât în unele sate. Așa că, mă abțin. Bun. Mai sunt spui la până? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Doamna secretară, a fost aprobat cu abținere. Domnul Fian, aveți datoria să spun cu prascare, nu vreau să vă spun. Următorul proiect de ordinea de zi, proiect numărul 49, privind aprobarea planului local privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, necesare gestionării situațiilor de urgență de pe teritoriul administrativ al Comunei Căiuți pe anul 2023. Vă rog dacă sunt înscrie la cuvânt. Domnul Hrianu, să mai scrie cineva? Domnul Hrianu, auzi de atâta timp despre această situație de urgență, despre această chestiune. Dar tot de foarte mult timp nu s-a venit odată, executivul nu a venit niciodată cu o informare sau cu o analiză a stadiului în care ne aflăm în legătură cu starea de urgență. Țin minte că s-a vorbit de niște inventare de urgență. Dacă luăm stare de urgență, cred că prevenirea incendiei vor intri și asta la starea de urgență, da? Surse de apă, ne-am confruntat cu ocazia unui incendiu la imposibilitatea alimentării mașinilor respective care de intervenție asupra incendiului respectiv. De a doua zi, dacă până atunci n-am făcut nimic, de a doua zi ar trebui să vă apucați, să analizați această situație și să creați, să acționați în vederea creierii unor surse de apă pe teritoriul Comunei Căiuți, din Pârani, din fântâni abundente, cu debit mai mare, cu izboare mai puternice și așa departe. Facem planuri, facem doar planul de situații de urgență, discutăm despre gestionarea necesarului financiar sau material și doar atât. În rest, ceva concret. Mulțumesc! Atât. Mulțumesc. Dar vreau să fac o precizare sau tot o declaritate. Planul anual de urgență, ministerii nou, să-l aprobăm. Vă văd că l-ați aprobat dumneavoastră, care dă de președinte al Consiliului Local de situații de urgență. Eu cred că la dumneavoastră ar trebui să-l avizați, iar noi consiliul să-l aprobăm. Adică e evident, părerea mea. Dar așa a scris acolo, se aprobă, că asta e forma. Nu, aprobă mai. Aprobă, da. Da, era să da, da, da. După ce noi l-am aprobat. Adică nu părerea mea, e evident că l-am aprobat și am zis. Se aprobă decât pe președinte. După... Și noi ce mai aprobăm atunci? Planul tot. Planul tot? Și am înțeles. Tine, am avut o precizare. Aprobat, da. Bun, mai scrie, să-mi descrie la cuvânt. Cine este pentru aprobarea proiectului? Împotrivă? Se abține cineva? Și la ăsta, domnul Mascare. Și la planul ăsta. Bine, cum e? Mergem mai departe cu proiect numărul 50, din 24 a 5 2023, privind aprobarea modificării tarifelor
Societatea Comercială Compania Romprest, Service S.A., conform raportului expertului cooptat de către administrator, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180 din 6-5-2015. Dacă să scrie cineva la cuvânt. Este raportul expertului cooptat de către compania Romprest. Din moment ce este cooptat de companie, poate este interesul să le vedeți, adică tot interesul este să iasă din pentru respectivul companie. Bun, dacă nu mai sunt discuții la cuvânt, să pun la vot proiectul, așa cum a fost el. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Să punem din nou la vot proiectul, vă rog frumos, să atenți. Cine este pentru? Mâna sus, vă rog. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Împotrivă? Împotrivă. Să abține cineva? Deci, două abțineri și unul împotrivă. Mă abțin de la de ce vă împrietu și nu m-am întors la lucrurile. Pentru că la noastră nu ține locul meu. Asta e motivul. Eu propun să ne luatem și la proiectul numărul 51, care era la supliment, și pe aia este cel divers. Sunteți de acord, da? Da. Bun. Proiectul de hotărâre numărul 51 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Căiuți pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza administrativ-teritorială a Comunei Căiuți. Dacă se înscrie cineva la cuvânt, vă rog. O întrebare, domnul Orcut, vă rog, puneți întrebare. Nu am luat urmări din materiale. La ce se referă ajutoare? Ajutoare plătite, ajutoare materiale, da, da. Să știu ce ce ajutoare. Îi scrie. Să facem un proiect, noi aflăm în forma începutul ăsta, cu un proiect care nu se practică. O formă de sprijin financiar. Domnul președinte, am o... Săptămâna trecută, la diverse, tot așa au fost, o bălăceară, nu s-a înțeles nimic. Acum ea a început să vorbească un pisteală. Haideți să ne schimb la cuvânt civilizat, dar acum plecăm acasă. Și așa stăm degeaba. Că la un moment dat, de nimic degeaba, nu mai înțelege nimic. Bun, dar cine e de mai Ioane? Dar ce-i prima dată, domnul Ducam? Domnul Orcuț, haideți că să... Mulțumesc, mi-a răspuns. Să răspundă la întrebare, dacă uitați. Domeniul de aplicare, că a spus ce înseamnă financiar, da? Deci, sprijinul financiar de la bugetul Comunei Căiuți se alocă pentru completarea sumelor necesare pentru întreținerii și funcționării unităților de cult, fără financiar de bugetul. Nu am zis că nu știu, am zis că nu am citit materiale. Nu, 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 că nu se respectă unii pe alții. Și acum el intră peste cuvântul altuia. Că nu am înțeleg. Mai doriți să rămâniți? Domnul Orcuț, dacă am zis că doriți să rămâniți? Nu, nu. S-o pune la vadă? Nu, nu, nu. O întrebare. Aici spune să impune aprobarea unui nou regulament. Eu n-am știut până acum că a mai fost când am regulament. Nu știu. Problema este că, conform acestui regulament, sau dacă se respectă acest regulament, de mi-amintesc, că am aprobat atâtea ajutoare la culte,
pe o simplă cerere. Ori aici spune clar acum. Vă spune la frate, a cerut bani pentru casa mortuară și s-a cumpărat la aparat de condiționat. Deci dacă era așa, trebuie să returneze bani. De, plus de asta, vin acolo cu ce proces verbal, l-am citit, dar l-am treabă proces verbal de la Consiliul Valoria, nu există așa ceva. Deci trebuie să urmărim. Și a doua, lăsați-mi domnule, vă dau cuvântul, nu era. A doua problemă, zic eu aici la ultimul articol 6, ca prezent la hotărâri, s-o trimitim și la cele culturile, la toate culturile, s-o trimitim noi, pentru că dacă nu afișăm, nu înștiințăm, s-ar putea să vină, să nu știi, trebuie să le până la 31 mai. În termen, așa, o trimitim noi din condiția. Adică sunt câte. Face mențiunea la articolul 6, trece să trimitim și la. Pentru că se ia la cunoștință, nu spune că nu aș vrut, dacă o pun la vizie și asta, să ai văzut să nu ia la cunoștință. Și atunci, să fim noi acoperiți, domnule, ai știut din timp, trebuie să fii proiect să le pui în 31 mai a fiecărui an. Mulțumesc frumos. Vis-a-vis de treaba asta, vreți să spuneți ceva? Da, bineînțeles. Vă rog. De acolo numesc. Ești tu, a spus că să ajutăm biserica asta. Eu știu că toată comuna asta este ortodoxă și prealargatorii. Și toți contribuim cu un fond parohial. Da? La ce mai trebuie bani în plus? De la... Întrebați de ce e domnul primar, vreți să spunem sau? Îmi spune și mine. Și care vrea, poate să mai dea impus în afară de fondul parohial. La ce mai trebuie să mai subvenționeze primăria? Bun, ați terminat? Da, am terminat. Puteți răspunde? Da, bine. Da, dacă știți, în noaptea din Înviere, în un caz deosebit la Biserica Catolică, a luat foc casa mortoară cu... Clopăță. Mi-au solicitat, printr-un deviz, o refacere, o realitate acestui obiect. Suntem în secolul în care e greu să mai mergi cu mortul pe drum de acasă și sunt alții care nu poate să îl țină, s-ar putea pământ. Și avem posibilitatea prin două legi, legea asta... 82. Ca să putem ajuta cultele din comun. Cu vis-a-vis de fondul parohial, ăla e administrat de preot, știe ce să facă cu el, răspunde pentru banii care încasează unii timp de an. Și Consiliul Parohial, bineînțeles. Iar să nu uităm că toate culturile din comun și a comunității, nu s-a nici a preotului, nici a primarului, nici a nimeni. S-a comunității și comunitatea are nevoie de el. De asta începeam să-i ajutăm. Pe cât putem. Dar și după plus ce spunea, domnul, e adevărat, chiar dacă e mâna așa contribuie, dar totuși și subțurile respectiv fac alte chestii mai mici. Asta fiind o chestiune mai mare, e greu suportat. Deci și noi ne-am gândit, eu am gândit, o să vă prezint, la acea lucrare care se face, nu suntem să țin 100%. Exact, nu suntem. Strânge și de sare la oameni, că vedem și noi, dacă putem, cu o parte din... Domnul, iau, dați mai examine ce spune. Două puncte aici. Plecând de la titulatura așteptului, spune aparținut culturilor religioase recunoscute de România. De aici deducem faptul că mai sunt culturi care nu sunt recunoscute. Cui este dat să recunoască sau să nu recunoască culturi, îmi pun o întrebare. Dar este lege. Eu știu, domnule, legea culturilor, nu așa. Dar dacă conștiința e liberă, unul are dreptul să, altul să nu creadă, și așa mai departe, unul să creadă în ceva, altul în altceva, nu știu cine ne-ar da dreptul să ne îngrădească. De aceea spun de rând. Ar fi o întrebare. Ele tot nu aștept să spun. Spuneți dumneavoastră toate culturile. Păi iată că nu sunt toate, că sunt numai cele recunoscute. Problema a doua problemă. De acord cu contribuții din partea OAT-ului la culturile respective. Eu am mai venit în anii precedenți cu o propunere legată de aceste case mortuare, ele să poată să fie dotate bani, din banii noștri, a OAT-ului, care îi dă executivul, pentru acele capacii frigorifice.
Deci dacă pe unii case mortoare din aia, ar trebui să aibă surse de apă, să aibă ventilatoare, să aibă și capacii frigorifice. Unul, în primă fază, cu timpul și cel de-al doilea capac și așa mai departe. Asta, într-adevăr, banul care l-ar da Enoriașul și care l-ar da și executivul, dar tot Enoriașul dă, că executivul dă din ce i-a adunat la Enoriaș. Așa s-ar răspândi și s-ar regăsi în sprijinul Enoriașului. Asta ar însemna o chestiune, după părerea mea, da, bună și dreaptă. Asta mea? Vă mulțumesc. Urmează domnul Dudar, vă rog. Ce vreau să vă spun, la proiectul ăsta care ați dat drumul ca să vină culturile să acceseze banii, deci rețin suma miliardă. Cultură, sport, nu? Da, un miliard aveți. Eu vă spun că ar trebui și celelalte structuri care fac parte din culturile, sport, adică sportul, chiar și cei cu cultura Căluțu, să ne dăptăm un pic privirea spre ei, că sunt ei. Am mai fost la câte medii de fotbal, dar s-au dat niște bani. Să-i spun cam cum îi da la un fotbalist un bidon de apă, deci trebuie să bea trei în timpul numiți. Cam aici își cost banii, nu știu, s-au dat toți ceva din bani, care efectiv nici nu îi ajută să trăiască, dar nici nu îi lăsăm să moară. Și măi, Căluțu, eu zic, hai să vă îndreptați privirea și spre Asociația Căluțu, că ani din urmă, din ce știu, erau 50-60 copii permanent implicați. Câteodată ne mai întrebăm ce putem face copii, dați cum-i vară. Cunosc multe persoane care își duc copiii la dansuri, la nu știu ce activități la unii. Și mulți. Vedeți-mă, deci, adică, că din ce văd acum, bugetele sunt mult mai ochioase, mult mai bune și mult mai sustenabile și pentru activitățile astea. Și am avut un proiect. Vorbiți la asociație de domnul primar, spus doamna secretar să vă ajute, pentru că eu sunt normal. Am înțeles că cei la cultură au depus un proiect. De la? Cultură. Nu? Proiect pentru ce? Pentru finanțare. Pentru ce? Ce-ți finanțează? Activitatea culturală. Păi nu știu ce, dar să spun că pot să finanțeze. Cumpere costuri, se cumpere altceva, că au fost cumpărate de noi pe vremuri, s-au dat pe la școală ce am înțeles, sunt creștiate și nu mai adună în viață. Pentru că cred că a trecut și perioada aia care a mai trecut pe stradă, un costum a rămas să vin 100 de ani. S-au dus, când s-au dus, greu să le aduc. Nu vrei depus pe da. Nu, nu, dar nu zic că aici nu a depus pentru finanțare nimic, nu? Bine, mulțumesc. Domnul Grilea, vă rog. Domnul Tozei Cardie, unde vă spun tot, tot ce intră în competența de specialitate în locul 3 în organizarea Consiliului Local, aș vrea să mă refer la educația tinerii. În primul rând, eu n-am făcut nimic pentru tinerii. Nu am nimic, că minim cultural. Nimic, un cămin cultural. Domnul Drina, vă rog. Copiii stau în casă părăsită, am stat în mașină, o oră jumătate am avut treabă în Bralea, în centru acolo. Stau în casa aia părăsită, se joacă acolo. Asta e educația tinerilor. De asta ne-a părăsit și a plecat în străinătate. Oamenii, haideți să ne trezim. În ultimul moment, se poate mă leagă, s-a adunat tineretul în urmă. Ne-a părăsit, n-a venit cu cine stat în vorbă în comun. La nivel de căință, aceea este treaba la comun. S-a băgat brutării în loc să avem educația tinerilor, stățând, se joacă un sac umbrire. O distracție, nimic.
Domnul... La capitolul Forma. Domnul Drilea, vă rog frumos, revenim la subiect. La diverse. Discutăm la diverse. Domnul, discutăm la diverse, înțelegeți? Discutăm și asta trebuie. Trebuie finanțat, dat bani și la sport, dat-o la cultură, la bine, pus în culturi. Domnul președinte, dacă vreți la diverse, discutăm și la sport. Nu, domnule, nu... Nu văd eu ce vede cineva, dar eu văd eu în prisma noastră, nu luptăm pe tânere. La diverse, spune și doriți. Asta diverse, nici nu se bagă în calculator diverse. Domnule, discutăm... Eu te-am luat acum jumătate înainte și se lua în grijă, s-a analizat, dar acum nu se mai notează, nici nu, nimeni nu are treabă. Diverse, în fel diverse călugărește. V-ați înțeles? Domnul Drilea, revinim... Domnilor, ascultați la mine. Dar și eu ascultați la mine. Oricum am trecut mai multe râuri sub rai decât data. Așa că aveți grijă, frumos. Eu, dacă ați înțeles ce am vrut să spun, nu facem nimic din ele. Și cu asta nu chiar. Ați chiar, da? Bun, îți mai zic și... Din convine că aveți în timp fiecare pus la punct, dar este unul interesat. Mă, îți mai zic și... Deci nu uităm în curs fiecare. Mai spui ceva la urmă? Supune la sfânt la vot, proiectul, ca să a fost redactat. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Se abține cineva? A fost aprobat în unanimitate, să înțeleg. Și acum... Și acum suntem la diverse. Vă rog frumos să vă scrieți la urmă. Domnul Mărcuț. Domnul Drilea, domnul Durman, să mai scrie cineva? Nu, dar să mai scrie cineva din consilier. Nu, deci s-a scris domnul Mărcuț, domnul Drilea și domnul Durman. Am înțeles că avem un om invitat. Doriți să-l luați următorul? Da, bineînțeles. Vă rog frumos, să începeți dumneavoastră. Bună ziua, am fost pe care vreau să mă cunosc. Bună ziua, problema mea care este la Aicișa. Deci, în primul rând, vreau să adresez o întrebare domnului consilier. Dumneavoastră sunteți în anonimitate și așa dată. Nu știu, în ședințele amoroșilor, ședințele noastre publicate pe Facebook, cum a fost făcut, pe asta, dar nu am văzut niciodată o situație a consilierului ceea ce a făcut zona care ei răspund. Deci, ca să fii consilier, trebuie să fii conștient că ești ales de o comunitate de oameni în care te interesează ceea ce se întâmplă în zona respectivă de care răspunzi, dar văd că dumneavoastră nu faceți nimic. Știți numai să ridicați mâna să votați ceea ce votați și asta. Ați ridicat mâna fără să aveți vreo 2-3 au avut un cuvânt dispus. Eu aș spune că și eu aș fi de acord să fiu consilier, ca și marea majoritatea. Asta ca să nu niște bani degeaba, ca să nu iau și să ridicăm mâna. Dumneavoastră vă puteți justifica banii care primiți aici ca și consilier, ceea ce ați făcut dumneavoastră în comun. Vă place cum arată comun, asta centru comun este, vă place cum arată. Hai să luăm, suntem oameni în toată firea, da? Fiecare vă place. În zonii care sunteți putare. Deci eu bat, prin activitatea mea care desfășoară și asta, eu bat tot județul Bacău. Nu vă spun mai departe, că i-a spus, că coțofănesc, dar cu așa din partea aia. Vă dau exemplu la Motoșeni. Este un sat, Rajna și în partea aia, cum ar fi Mărceșul aia. E o distanță pe câmp de 60 km care e asfaltat. Apă trasă peste tot. A pornit proiectul domnului primar, după aia mă și dumneavoastră, așa v-am să încheiem asta. Deci dumneavoastră, cum vă justificați banii ăștia care câștigați? Ce ați făcut dumneavoastră ăștia ani se până acum pentru comunitatea asta? Cu ce ați ajutat? Mă spuneți și mie? Spuneți, aveți un răspuns în afară de a ridica mâna, dar nu știu, da? Aprobat niște legi, niște votări, nu știu. Singurii care i-am văzut la lângă așa scutare a fost domnul Durman, domnul Mărcuț și domnul Mărcheanu. Restul nimic. Domnule, sunteți mari oameni? Ce sunteți? Spuneți și mie. Să înțeleg și eu, să înțeleagă toată comunitatea asta. Pentru ce sunteți pus aici? Nu sunteți pus în slujba comunității? Ce ați făcut pentru comunitatea asta? Aveți un răspuns de dat? Nu aveți. Pentru că nu aveți. Vă place comunitatea. Asta vă place. Domnule primar, acum 2 ani de zile, acum 2 ani de zile, m-ați discutat prin funcția pe care de zile asta m-a spus că s-au acordat fonduri europene pentru a introduce gaze în comună.
Ne eram rusat, de ce a spus? Stai pe mine câteva. Atât cum mai am început vreau să așa. Vreți să stau lista? Care lista? Nu vreau să fac dialog din lucrurile. Pe mine am discut și apoi. Păi, dar nu, asta m-a întrebat. Lista de finanțare. Suntem la finanțare cu unde sunteți? Ați am început să pătrunde, domnule primar. Domnule primar, am început să pătrunde. Se termină. Bun, mai aveți ceva? Punctual. Deci nu puteți să răspund nimic, nu? La ce trebuie să vă explică. Vreți să vă răspundim? Da, spune și asta. Fiecare zonă care o să ne ceasă pe comunitatea asta. Deci, în orice este, nu este ajut. Gândindul cultural din Deus e terminat. Dar eu trebuie mai la casă. Nu? Primar. Nu. Nu, dar nu facem niște. Deci nu facem niște. Să nu facem niște. Asta vă dare de este. Poți da de peste apă la trotul, la directul să dărâmă, să duci dracul de tot. Ce faci? Bun, domnul Asteptat. Da, am terminat. Delegăm pe domnul consilier Gorchianu să vă răspund din partea consilierului. Da, vă răspund. Da. Intervin, vă rog cum vă rog. Da, vă rog. Intervin cu ceva completări la zice pe dumneavoastră. Nu mă încălzește cu nimic, m-ați amintit că mă iubiți în activitatea de posibil cu nimic, domnul Duran, și domnul Duran. Problema este că, dacă pot, mă întâlnă următoare. La toate întrebările pe care dumneavoastră le-a spus, le-a spus în general. Domnul președinte de ședință m-a delegat pe mine acum să dau niște răspunsuri. Corect ar fi fost ca să adresați direct întrebarea unui anume sau a doi, trei, patru, harte, nume dintre noi pe aici. Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. O unitate administrativ-teritorială, o comună, este condusă de un executiv și un deliberativ. Executivul, domnul primar, cu aparatul, popul, angajații primării, toate statele. Deliberativul, noi consiliul local. Domnule Diaconu, vă fac un scurt că toată activitatea comunei este condusă prin aceste proiecte, sau realizări se fac prin proiectele pe care primarul, un consilier, deși eu am făcut proiecte la asupra, am înaintat sau am făcut locuri pentru ele. Proiectele respective vină de consiliu, la noi aici în consiliu. Când au venit proiectele de consiliu, sunt supuse la vot dezbatere, prima dată când se cer să fie la cuvânt, dezbatere, după care se supune la vot. O parte dintre noi se votează. O parte dintre noi nu le votează. Păi nu trebuie să vă spun. Treaba e plecată la constituirea acestor forme de conducere. Și pentru că la urma lunii, supunem majorității. Degeaba nu sunt eu de acord cu la Sfântul, nu e de acord cu proiectul. Pentru că eu și nu Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar, cred că se face un an în perioada asta de când vă zic că la stația de la Hertur după colț s-a mutat cu un geam lips. De un an de zile de când a fost ședință, să nu vă spun de treaba asta. Ce se întâmplă cu geamul? Vă mai demnă, să haideți, vă rog. Mai departe, continuați. Ce se întâmplă cu geamul? De ce nu da tare? De ce nu pun spetele astea să facă demersul să țin? Facem dialog sau... Doriți să răspunsi? Da, acum să facem dialog cu noi. Facem și dialog, că am avut la diverse. Domnul, spuneți toate și notează-vă de răspunsul. Da, la școala Hertiu și Mărcești, problema cu apă. Din 2020, nu-i bună, nu-i ședință, să nu vă spun. Ce se întâmplă cu sistemul la grupului sanitar cu apă? Ce se întâmplă cu apa în sine? Au făcut fântâni, au secat, s-a dărâmat. Ce se întâmplă cu ele? Că nu înțeleg. De 4 ani de zile, banii s-au dat, lucrările
suspendată. A ajuns, a dus cuvântul domnul Drilea de Cămin Cultural, așa este. Căminul cultural de la Pralea cândva a fost, este nevoie. Căminul de la Hârtiu, domnul viceprimar, proiectul dumneavoastră de suflet de acum 8 ani, acum 2-3 ani spuneați că sunteți pe drumul cel bun. Ce mai știți de el când, când nu se mișcă nimic acum? De doctor Oman, tot așa am zis, luna de luna, de-al doilea doctor, pardon, nici acolo nu se mișcă nimic. În toamnă ați fost la ședință pe sate, pe Hârtiu, pe Moște, ați promis la 1 aprilie că se repară podul și asfaltul. Uitați că e 1 iunie și treaba e cum a fost. Vis-a-vis din casa, am înțeles că acum înainte de ședință a spus că suntem, la, suntem finanțați, urmează derularea. Dispensarul uman, care l-a fost renovat acum 2-3 ani. Iar ajungem ca în situația aia cu drumul din sat, unde s-a surpat. Dacă e tot în garanție, de ce nu urgentați treaba să plecăm să le renovăm, să facem cum trebuie? A spus în dispensarul cu trebuie? Nu râziți. A spus, da sau nu? Am fost, și tu n-ai fost, că nu vreau să fac dialog. Am fost. Au fost niște probleme și s-au reliat. Înseamnă că tu n-ai mai fost de bucă. Nu am fost, de vreo nu m-am reliat. Colegi, că ei știu. La primar, ați zis că răspundeți. Păi da, da. Nu vezi că adresez așa. Da, nu, dar râdiți. Vezi, da, domnule, s-a făcut, cum s-a făcut, urmează să facă. De ce să râdim unul de altul? Cum nu suntem măscăriți unii mă râd? Ați promis, acum 2-3 ani, da, de plus. 2-3 ani că o să avem cadru de la vedere pe, pe sală. S-a aprobat, s-a aprobat. O sumă de bani, de rulări, lucrări, nimic. Dar vă rog frumos să mă lăsați să jăm de trăpire. Nu mai vreau pe ridică o țară întreagă de mine. Dar de ce să... La, la oameni la 50 de ani, Nicolicărimul... Dar nu aveți răbdare 5 minute și după aia să vorbiți dumneavoastră cu 3 minute. Dar voi... Păi uitați, luați... La 50 de ani... Luați, doamnă, doamnă, mătiță. Doați. Haideți fi celor, haideți vă rog. Mai nori le puneați pe Facebook, de ce? Ceea ce mai avem o problemă. Avem o familie din Pralea. Este tot în toate comunele astea, că e un loc. Voi nimeni la se... Avem o problemă cu o familie, cu o vecică în Pralea. Stă după 3 ani, după niște hârtii de la dumneavoastră pe aici, de la primărie. Ce știe despre ele? Unii sunt blocate, unii sunt pierdute. Că omul era disperat. Ce comune? O vecică. Bun, mai departe, mai aveți? Da, și dacă despre domnul Cocălângelu, dacă ați mai finalizat ajutorul la care l-au solicitat. Mulțumesc, domnule. Bun, are cuvântul pentru mare, domnul consilier Drilea. Eu n-am nici cu pomenii care aici. Am venit numai sunt un domnul. Am venit cu pomenii de bine. Domnul primar, ce a răspuns de la care vrea să mă întreabă, m-am întâlnit o circulă în continuu așa, sunt născumea din greca, nu vreau să fie. Mă întreabă dacă în tradiția comunii Prăiți, sărbătorirea talcânului, se mai poate să organizeze una. A doua problema, asfaltării strânse Garoafa din Blidani. Strada Garoafa din Blidani. Asta e noastră? La primul acolo, la Varu. Atât două probleme, mulțumesc. Domnul 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 Sien discuții vehiculate, că se închide, că se distrugă, chiar dacă luați parapeții aici, mai pe acolo, nu e o problemă. Dorerea este alta, care o spune și dumneavoastră, cred că ați trebuit la atâtea discuții care le spun dumneavoastră și vă spun că sunteți administratorul comunii. Da. Chiar acum când am venit și nu s-au prins pe vin, cine vin să doară? Iar am avut niște discuții pe Facebook și ne-am spus cei ca voi au discuții. Mai un pic terenul ăsta a ajuns
parc de gunoi. Teren de gunoi este prin individuale și cu zile. Uitați-vă pe el. Bălăriile este cât teren. Oare ești lângă dumneavoastră? Și nu mai vorbesc cu parcul de distracție. Niște lucruri făcute. Cu fonduri europene, cu bani mai puțină. Oare chiar din cei de la 4-16? Sau chiar din polițiștii ăștia care avem câteodată, să mai iertă Dumnezeu. I-a ajutat. Tu ești polițist local, tu X, te ocupi de problema asta, mai fac probleme aici, îți ia din salari sau nu știu ce se întâmplă. Chiar nu se poate rezolva, este urât în comună. Mergeți și vedeți acum. Bălăriile alea, cât colo, cum mai găsiți, să atunci că aveți prieteni, care le fotografiază, le pune pe Facebook. Asta-i treaba, de-aia suntem. Dar eu vă dau un sfat, aveți grijă de zona asta. Uitați, ați posit aici, în fața căminului nu. Nu-i frumos. Poți să te duci la un om, să-ți spui posește-ți în față dacă n-ai făcut primul. Deci chestii administrative de nimic. Și le puteți rezolva simplu, dând atribuții unei persoane care permanent să copii de asta. Și nu veți mai avea discuții. Mergeți, uitați-vă pe care câte bidoane și vedeți asta. Nu urăți. Este urăți dimineață. Săptămâna trecută eu vă spun. Parcă de distracție, unde e nisip, așa a fost așa. Am adus-o mașină de nisip, am pus-o. Bravo, o soluție. Dacă ați spus-o la urmă. Păi, da, da, da. Acum dimineața am văzut în fața primării, nu mai facem și în fața primării. Facem dialog, haideți, vă rog, domnul Dumnezeu. Nu trebuie să mă iau acum. Fata de probleme. Am pus pe ea. Fata de probleme, nu spun cu răutate. Nu, dacă am pus pe ea, am pus pe ea. Aveți podul de la Gheltuie, eu nu am văzut iar asta. Chiar e problema asta. Care îl reparați? Vedeți că acolo tot, ia, sunt, eu nu am să văd, sincer, noroc mai public, ține publică pe Facebook, soțul îmi dați. Noroc din Măruță. Ioane, bravo ție, ai timp, eu n-am timp să vă spunez. Vreau să vă spun așa, opriți astea mari, azi erau. Gândiți-vă la toată beton... O două, trei, la ce mă știți, în urmă, două, trei, multe și trei. Mă știți cum se simt când trec, cum zici găuri, când o pasa, băi, papă, ce mă zic? Nu știu. Lucrați la el, aveți tot, domnule, nu știu ce ați văzut ăla, e așa. Tot ăla, dacă nu-l dat, nu-l poate dezbuca. E pentru cetățeni. Papă, ce mă zic, să ducă de la Rădeana, pe partea ăla. Tu te înscrieți cu mașina care... Da, am trecut cu mașina, fără ce că nu s-a vrut să vezi, pentru că m-a nu aia cine e acolo. N-am vrut să zic asta. Nu am vrut să zic asta. Domnul vince primar, am văzut cum inima ținat, dar nu am văzut la posoblița alea cu 50 de toni. Am văzut și a trecut pe un drum care rezistă, nu se strică și nici nu am acces interzis pe el. Da, am trecut și mai trec. Deci cum au trecut și mașinile alea cu piață și pe nu pot și eu. N-am văzut la pot care e un lucru. Și mâine poate lucru ca acolo în jos să opriți mașinile mari. Că la care au investiții private, să-și cadă loc de acces. Da-i treaba. Vă rog frumos, mai concis, n-are răsut. Spuneți problema și puteți răspuns. Așa văd că de vacă, noi suntem o jumătate de oră, spuneți aceeași problemă. Nu pot să fiu atât de... Ultima problemă, mai aveți probleme? Vreau să vă răspund dumneavoastră. Nu pot să, nu s-a atât de concis ca dumneavoastră să stau să-mi spuneți, mai lac, așa, da. Mulțumesc că n-am să vă concicați. Vă poate încerc mă de că vă încerc. Dar de asta ați ales să fim consilieri, să dispartim probleme și pe ce să nu stai o jumătate. Dar vreau să fac spune un care, păi ala și pierd din gheia, ala și pierd din gheia, ala și pierd din gheia. Nu mai scrie pe timpul ce au șat cu domnul. Ba, dar ce s-a făcut postul de consilieri, da? Și le fac o cauză. Ia temperatura, ia temperatura. Ai luat de microfon acel ca două, cum poate fi o gând. Cine este fina dumneavoastră? Prima problemă, drumul Căniț-Sat. Se lucrează acolo la problema iubită. Circulația a fost deviată pe ulița de pe lângă biserică. Drumul ala ulița respectivă nu are un drum cu infrastructură care să suporte tonatul care trece pe acolo.
Doi cetățeni ne-au raportat și mi-au rugat, după aia mi-a dat cineva de știri că v-a anunțat și pe dumneavoastră, domnul Dinei. Găsiți o soluție să discutați banii cu transportatorii care trec acolo cu tonaj mare, ori să regleze viteza, ori să renunți dacă e posibil la tonajul ăla la capacitate. S-a remediat, situația a rezolvat, nu se mai duce. Pentru că... Nu mă mai duc. Nu mai trec pe acolo sau cum? Nu mai duc. E bine. N-are avizul de aprobare, mai spune mașină de tonaj să treacă pe acolo, cel puțin am dat. Corect. Cea de-a doua problemă cu specificația cu privatul șoferului, în legătură cu podul. Spunea cineva aici că au trecut și trec mașini de 50 de tone. Nu, domnilor, eu v-am anunțat, nu doar acum, de mult timp, au trecut de 88 de tone. E vorba de macaraua, care, macaralele care au fost acolo. Faceți bine că drumul este al nostru, dumneavoastră sunteți proprietarul drumului, scoateți tăblița aia de 3,5 tone. Este o tăbliță acolo pusă de 3. Domnule, dacă noi, acea tăbliță acolo cere să fie respectat tonajul de trecere cu podul respectiv. Dacă noi, dumneavoastră, prin organele care le aveți aparatul propriu al dumneavoastră, respectiv poliției locale, poate să oprească trecerea mașinilor mai mari de 3,5 tone. Nu, cine o facem? Ne aflăm în treabă. Uite așa facem proiecte pentru situația urgentă, facem pentru nu știu ce, dar nu le respectăm. Și proiectele care le adoptăm în hotărârile care le luăm, nu sunt toate duse la îndeplinire. Să nu vă amintesc de proiectul la care am fost realizator și al din 2017. Și a treia problemă, ca să nu, asta nu ne bat câmpii, astăzi ați plimbat în zvârfie, ați dat să spunem de acolo foarte bine, ne-ați anunțat, ne-ați dat o veste bună că intrăm în făgaș, normal, cu gazele naturale. Domnule primar, cu ideea că voi deveni agasat, întrebându-mă mereu și mereu, drumurile noastre, când o veste despre drumurile noastre, începând cu cel căiuț, Hiltiu, Rânceni, Boistea și așa mai pe când o astfel de veste, de fiecare dată când domnule primar vă atenționez, că de fiecare dată când v-am adresat această întrebare, de fiecare dată ați ocolit-o, ședința s-a încheiat, am plecat, dar fără un răspuns. Vă mulțumesc frumos! Am și eu patru probleme punctuale, scurte. Domnul primar, societatea care asigură transportul public de la Onești la Bralea a modificat unilateral programul de la ora 5 dimineața la 5.30 și lumea este nemulțumită. La nivel local ar putea să interveniți la companie, să vă adrese ceva, să... lumea nu mai are legătură. Era 5 și acum s-a fost la 5.30. O problemă. A doua problemă. Domnul viceprimar, mi-a promis să domnul asta că duci un tub pentru vântâna de la școală. Bă, omul tot așteaptă, i-a zis că o să fie tub. Și domnul a pus un tub, a zis că în ziua respectivă, duce, nu l-a mai văzut. Îi rup tubul ăla, tot am zis și au trecut și au plăiat. Deasupra îi rupt și omul a ce să pună, tot nu a să fie dus tubul la fața lor. A treia problemă, domnul primar, cu apa, cu puțul. Era un proiect ceva la Prada, la școala Prada, mai ei are apă și la școala puțul ăla mai funcționat. Trebuia să facă, știi, era finanțat, mai făcut ceva? La școala Prada, la Prada. Este minunată? Așa se fântă la aia foarte, nu? Am curățat-o, am muncit-o, am pus hidrofor, nu, este apă. Este apă. Am avut și acolo probleme. Da, era cu hidrofor. Ca peste tot, cum au fost și la... Nu sunt, ca mai de tot, la muncit. Și ultima problemă, am aprobat de bugetul local anul ăsta, camere supravegheri și anul trecut a spus că anul ăsta o să faceți ceva cu fondurile europene sau ceva la gândi la cea. Poate reuși banul noastră să începem, să demarăm. Pentru că, la zonă, nu uitam la televizor, ori sunt direct din imagine. Imaginea spune mai mult decât o mii de cuvinte. Mulțumesc frumos! Dacă mai este încercarea, da, domnul... Doamnă, că ne-am contrazis și am tare. Da. Domnul primar, se apropie luna iulie, când dumneavoastră
cred că veți găsi soluția în buget să alocați, să vă gândiți un pic la centru comun. Faceți străzi, asfaltați drumuri, faceți multe lucruri. Centrul comunei ne reprezintă pe toți. Mai luați în calcul că trebuie gândit cumva, vedeți, acolo sunt accidente permanente. 10, 12 ani, 15, și eu m-am dus. Într-un gara asta, vreau să spun, luați în calcul și chiar ai la modul serios să încercați să veniți cu investiții, să facem ceva în centrul comunii. Deci, de la ocol de acolo până la podul ăla, încercați să cumpărați cumva, chiar am vrut să vă sugerez ideea. De la coșa, terenul ăla din fața școlii, să amenajați o parcare frumoasă, chiar și cu plată. Deci să scoatem cumva, să degajăm toate mașinile care vin, n-ați văzut cum să coșe, să accidente mult. Iar asta cu coșa, cred că veți putea negocia să faceți o parcare frumoasă acolo, în centru comunic. Era la numele coșa. Poftim? Ia un coșa acolo. Ia un coșa, dar să-l cumpărăm cumva dacă omul vinde, dacă nu face nimic. Atât, mulțumesc. Mai vrea cineva să-mi scrie la cuvânt? Nu. Declar ședința închisă. Mulțumim de participare.